Conform directorului Constantin Marin, cardurile de sănătate pentru județul Giurgiu au fost deja inscripționate cu numele beneficiarilor, urmând să ajungă prin poștă la domiciliul fiecărui asigurat. Cardurile naționale vor fi distribuite prin poștă. V-am spus că sunt preluate, un reprezentant al Casei Județene de Sănătate s-a deplasat la Imprimeria Națională, le-a preluat. Poșta Română la nivel central le distribuie către oficiile județene și mai departe prin factorii poștali ajung la fiecare asigurat. Dacă numărul giurgiuvenilor care vor beneficia de cardul de sănătate este 164.088, există și persoane care nu se regăsesc pe această listă deoarece nu realizează vreun venit și drept urmare nu este asigurat. În luna mai sau iunie aveam 24.000 de persoane neasigurate, pentru că aici intră, de fapt, în persoanele neasigurate, sunt persoanele care nu realizează niciun fel de venit, nu își plătesc această contribuție la sănătate din alte surse, din bugetul propriu, deci sunt neasigurate. Și acești oameni beneficiază doar de servicii medicale de urgență. Începând de săptămâna trecută, fiecare persoană poate verifica pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate dacă este asigurată. Pentru acest lucru este nevoie de introducerea codului numeric personal. Platforma informatică a asigurărilor de sănătate va genera un mesaj prin care va confirma sau infirma calitatea de asigurat a persoanei respective.